Directorul AJOFM Suceava Mirela Domnică a anunțat că pentru această săptămână sunt disponibile 140 de locuri de muncă. Marea majoritate, respectiv 120, sunt în municipiul Suceava. Pentru această săptămână, la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava, am înregistrat un total de 140 de locuri de muncă vacante comunicate de către angajatorii care doresc să angajeze prin intermediul nostru. Oferta este diversificată, se adresează și celor cu studii superioare, dar și celor cu studii medii sau fără studii primare. Aș începe la nivelul municipiului Suceava. Oferta este mai generoasă, totalizând 120 de locuri din cele 140 la nivelul județului, adresându-se celor care au pregătirea de specialitate, în special în domeniul construcțiilor, pentru că avem oferte de locuri de muncă pentru ingineri construcții, două posturi, inginer electrotehnist, pentru ingineri în domeniul sănătății și securității în muncă, locul de muncă fiind tot în cadrul unei firme care are ca obiect de activitate construcțiile, dar și pentru administratori la centrul de recuperare de la Zvorăștea, asistenți medicali, asistenți sociali în zona Fălticeniului sunt căutați, directori de vânzări, electricieni, dar și îngrijitori bătrâni, iar pe partea de serviciu oferta este mai generoasă ca locul de muncă și ca cerere implicit. În zona Rădăuți, unde sunt căutați bucătari, ospătari, pizzeri, dar și mecanici pentru utilaje, șofer pentru autocamion. De asemenea, pentru zona Câmpul Lungului avem ofertă pentru inginer în industrializarea lemnului, tehnician, economist, consultant vânzări, asistenți medicali. În ceea ce privește Gura Humorului, acolo avem o ofertă de 3 locuri de muncă, 2 pentru ospătar și 1 pentru ingineri instalații cu studii superioare. În ceea ce privește condițiile de vechime și condițiile pe care le oferă angajatorul, stăm la dispoziția tuturor celor interesați prin numărul de telefon al agenției sau, dacă nu, prin adresa noastră de e-mail, unde răspundem tuturor întrebărilor și solicitărilor pe care le primim.